lunile anului. A fost odată ca niciodată o fată harnică, frumoasă și bună la suflet, dar săracă. Într-o zi, pe când își lua un coș și merse în grădină să culeagă legume, în cale îi apăru o făptură venită parcă din basme, care o întrebă: copila mea, care dintre lunile anului îți place cel mai mult? Copila, cuvincioasă, îi răspunse de grabă: îmi place luna ianuarie, căci ninge frumos, la fel și în februarie, dar martie și aprilie sunt speciale, fiindcă atunci înverzesc și înfloresc toți pomii. Luna mai e ca o grădină plină de flori, în timp ce în lunile de vară e cald și bine, iar câmpurile sunt toate aurii. Ar fi continuat copila entuziasmată să laude toate lunile anului dacă n-ar fi oprit o făptură magică. Draga mea, află că eu sunt una dintre aceste luni ale anului despre care ai vorbit atât de frumos, și pentru că ne prețuiești pe toate și nu ai avut decât vorbe alese despre noi, te voi răsplăti. Nici nu apucă să rostească bine aceste cuvinte și coșul fetei se și umplu cu galbeni. Vecina sa, rea și invidioasă, o zări și merse de grabă să o întrebe de unde are atâția galbeni. Fata povesti, iar ca urmare vecina cea rea apăru a doua zi în grădină cu un coș și mai mare pentru cules legume. Făptura minunată apăru și îi puse aceeași întrebare, iar fata îi răspunse: nu-mi place luna ianuarie, căci e un ger de n-ai mai pomenit, la fel și în februarie. În martie și aprilie plouă, iar de îndată ce vine vara, e o căldură insuportabilă. Am auzit destul, fuse ea întreruptă. Acum îți vei primi răsplata. Îndată coșul vecinei se umplu cu șerpi și cu șopârle, astfel că ea îl lăsă în grădină și o luă la sănătoasa.